Monica de la Spada mi-a trimis niște întrebări să particip la un interviu pe care el realizează pe blogul lor. În interviul ăsta întreabă oameni, blogări, oameni de online, cam cum văd ei online-ul. O să citesc întrebările și o să răspund la fiecare întrebare în parte ca să participăm la acest interviu luat cu mine în fața mea de unul singur. Prima întrebare ar fi fost, crezi în bloguri generaliste sau de nișă și de ce? Ca în orice lucru de online, trebuie să crezi în orice. Nu poți să spui că un blog de nișă e mai bun decât un blog generalist sau că un blog generalist este mai bun decât un blog de nișă. Amândouă sunt bune, este loc pentru toată lumea, este bine să existe cât mai mult conținut și conținut cât mai variat. Tocmai zilele trecute spuneam că slavă Domnului că blogurile sunt originale pentru că presa în momentul de față nu mai este. O altă întrebare frumoasă ar fi, ce sfat i-ai da cuiva care își începe acum un blog? Este o piață supra-saturată? Vai Doamne, eu de vreo 2 ani de zile încoace tot caut blogger noi. Partea nasoară e că nu-i găsesc. Sau partea mișto e că atunci când găsesc un blogger nou mă entuziasmez. Și sunt foarte entuziasmat, foarte bucuros, mamă, blogger nou, ia uite-l ce bun e, ce bine scrie, ce frumos, peste 6 luni nu mai vezi niciun text de la el. Sau peste un an îi expiră domeniul. Și atunci, unde sunt bloggerii noi? Așa că faceți-vă blog. Ce direcții vezi în campaniile pe bloguri în următorii 2 ani în România? Aoleu, asta e o întrebare foarte tricky, pentru că n-ai de unde să știi în principiu ce gândesc agențiile. Aș putea să spun cam ce vreau eu. Și sper să se întâmple sper ca toate campaniile pe bloguri în următoarele ani să implice bloggerii. Adică să nu mai fie campanii de genul ăsta e textul, mi l-ai la aprobat sau asta este ce trebuie să scrii, îmi dai la aprobat, ți-l aprob, îți modific, bineînțeles, cuvinte din text și ți-l publici pe blog așa cum a ieșit el modificat, pentru că nu e bine. Mai bine, lasă bloggerul să spune. Deci eu tot repet lucrul ăsta. Asta este ideea, asta vrem să facem. Noi ne-am gândit la așa ceva. Spune-mi cu ce ai venit tu în plus. O altă întrebare, care ar fi blogurile de nișă care le consider de succes în România și ce nișă au rămas neacoperite? Păi, dacă stau bine să mă gândesc, aici avem bloguri de filme, bloguri de IT și un blog de online. Lipsește sex, femei, modă. Probabil sunt ceva bloguri de modă, dar nu le văd ieșind din limita 200-300 de unici pe zi. Așa. Și bineînțeles că vor trebui mai multe. Ce mai avem nevoie? Trafic. TrafficTube este doar unul. Cred că un concurent pentru el ar fi genial. Sorry, Răzvan, n-am vrut să zic asta. Așa. Și cam orice. Ce face omul în fiecare zi? Mănâncă. Ce mișto ar fi ca Violeta să scoată un blog în care să pună rețete? Sau Copolovici să ne învețe? A făcut el o tentativă la un moment dat să ne învețe cum se prepară nu știu ce naiba. A rămas acolo. Cum răspunzi la comentariile negative la campaniile plătite atunci când cititorii comentează negativ despre campanii? Sunt două aspecte aici. Primul aspect ar fi acela al companiei care te obligă să nu permiți comentariile negative. Contractual, asta e, se întâmplă și așa mai departe. În schimb, celălalt aspect ar fi ca comentatorul negativ să aducă și un argument. Pentru că mi s-a întâmplat de fiecare dată de câte ori cineva comenta negativ la vreun articol de la mine. Da, de ce se întâmplă chestia asta? Dar tu ce îi spune să faci un lucru în plus? Ei bine, în momentul ăla în care tu îi răspunzi comentatorului negativ, el își schimbă părerea și devine fanul tău numărul 1. Dar nu numai atât, și fanul produsului, dacă există vreun produs de promovat. Cam acestea au fost întrebările de la Spada. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Rămâne și rămâneți pe PT.